Bun găsit la Univers Psihic, sunt Florina Vârnă, iar astăzi am o doamnă specială lângă mine, Lady O, Ofelia Cosma, bine ai venit la noi! Bun găsit, Florina, și mulțumesc mult pentru invitație! Ai așa un vibe de călătorie, abia te-ai întors din Dubai. Și nu vreau să sune așa pompos că ai venit din Dubai, pentru că tu ai plecat cu un anumit scop acolo, de fapt. Da, nici nu trebuie să sune extravagant, ca o extravaganță așa cum sună de regulă Dubaiul. Am mai spus că toată lumea am urat, distracție frumoasă și așa mai departe, și eu le spuneam, nu este o vacanță, este ceea ce altădată aș fi numit fuga în munți. Este fuga la Dubai. După un an foarte anxios și un an care mie mi-a fost rău, mi-a picat foarte rău, dincolo de normal, n-a fost plăcut pentru nimeni anul ăsta cu pandemie și cu celelalte, dar l-am simțit foarte acut. Știu că eu sunt singură, sunt foarte mult acasă și în mod normal, dar nu știu, am suferit foarte mult din cauza unor oameni, singurătatea m-a pus aproape la pământ, și pentru că la mine nu e cazul de burnout, dar eram aproape de un breakdown. Și când am făcut eu așa o analiză că Europa anul ăsta nu știu dacă va fi sănătoasă, aveam vaccinul făcut, aveam papelul făcut, și atunci m-am gândit că am nevoie să ies undeva, iar Dubaiul pentru mine este un loc foarte familiar și un loc în care mă simt în siguranță, pentru că, nu știu dacă tu știi probabil, dar nu știi, toată lumea, eu mai fac atacuri de panică, nu sunt într-o perioadă în care să plec în aventuri și nu cred că asta se va mai întâmpla vreodată. Am rămas cu treaba asta după moartea soțului meu. Și eu, în general, sunt tipul de turist urban. Să vizitez locuri, să privesc oamenii, știi, să-mi iau o cafea și să miros atmosfera orașului, știi? Iar Dubai chiar a fost și încă ceva. Dubai nu este așa cum crede poate multă lume, ceva care este, care poate fi atins doar de cei cu foarte mulți bani. Contează foarte mult cum o iei. Eu sunt pe bugete foarte rezonabile. Îmi iau și hotel și nu mănânc în restaurantele hotelului. Adică eu mă orientez foarte bine cu bugetul, cum mă descurc. Astfel încât mi-am și prelungit, de fapt, șederea la Dubai. Am plecat pentru 2 săptămâni și uite că făceam o lună îndată. Exact, numai bine. Noi spuneam că facem emisiunea cu o săptămână înainte, dar uite păi că ai prevăzut îți mai prelungi. Nu știu, și am zis să fiu acum, nu prea sunt așezată, dar uite, măcar sunt aici, știi? Da, zic, uite ce inspirat am fost. Da. Cred că anul acesta a fost greu pentru toată lumea, iar pentru cei care mergeam la evenimente, multe la opera, la teatru, eu așa te știu pe tine. Eu te știu de vreo 5 ani, cred, de când mergeam la operă și te vedeam foarte des. Bineînțeles că erai o apariție. și mereu m-am întrebat, oare cine este această doamnă? Credeam că ești profesoară la muzică. Și așa mă gândeam atunci, dar apoi te-am cunoscut la lansarea de carte a Ioanei Bâldea, Constantinescu, de acum 2 ani. Atunci am făcut noi la Nicoleta, cred că ne-am întâlnit mai înainte sau după. La Nicoleta, nu, după. Nicoleta a fost după. După a fost la Nicoleta, da. Și așa te-am cunoscut atunci real. Și ce pot să spun este că am fost foarte bucuroasă că în sfârșit am întâlnit-o pe Lady O. Cum iar se eu, spune. Exact la fel am zis, Doamne, am întâlnit-o și în real life pe Florina. Știi? Tu ești o apariție din toate punctele de vedere și ca energie, în primul rând, nu mai spun de felul în care te îmbraci, ai un stil foarte frumos. Vreau să te întreb, cum este Ofelia dincolo de ușile casei? Ofelia este un om foarte normal și foarte cu picioarele pe pământ și nu este așa cum mulți o așează pe un piedestal și își imaginează că trăiește o viață așa de lux și de un dolce farniente. Ba chiar aș putea spune că e un pic opus.
Avantajul meu este că dincolo de ușa casei sunt la fel. Și cred că de aici vine ușurința asta a mea în apariții și acest sentimentul ăsta de firesc. Uh-huh. Pentru că, da, este adevărat că astăzi m-am dichisit un pic sau m-am pregătit știind că vin aici, dar eu și în casă sunt atentă. Pentru că, de fapt, asta ne reprezintă felul în care noi trăim cu noi ceas de ceas și oră de oră și zi de zi. Acum, nu o să spun că în fiecare zi sunt așa. Am și eu zile în care abia mă dau jos din pat, în care n-am chef, că toți avem de astea. Și când eram la școală, aveam zile în care voiam să fiu oriunde altundeva decât la serviciu, că astea sunt. Dar, de fapt, rutina ne reprezintă și ceea ce facem noi atunci când nu suntem văzuți. Pentru că atunci abia o facem pentru noi, știi? Și dincolo de ușa casei este forma de respect pe care o arăt și celorlalți. Dar sunt la fel și sunt un om foarte, foarte abordabil și foarte cald. Știu că unii oameni spun, vai, am vrut să-ți scriu sau te-am văzut pe stradă și v-am văzut și am vrut să vă spun, știi ce n-ai venit? Vai, dar n-am îndrăznit. Nu, dar chiar, și după aia când mă cunosc, văd că sunt exact, asta a fost și la mine. Pentru că atunci când ne cunoșteam de câteva minute și a fost așa un sentiment că te cunosc de multă vreme și am început să vorbim foarte multe lucruri și din acelea legate de suflet, adică asta mi se pare foarte frumos la tine, că te arăți așa cum ești tu de fapt și cu durerile tale, exact cum ai spus acum, că ai atacuri de panică, ai spus de pierderea soțului și de asta te-am și invitat astăzi, pentru a vorbi despre cât de mult curaj ne dă a ne arăta vulnerabil. Eu știu că acum este o modă și a devenit o modă storytelling-ul și toate chestiile de a povesti despre lucrurile și necosmetizate din viața noastră. Ei bine, eu am ales să fac lucrul ăsta cu foarte mult timp în urmă, pentru că, de fapt și de drept, știi, noi trăim viețile noastre, nu le trăim pe ale altora. Iar greșeala, cred, pe care și pierderea de energie pe care o fac foarte mulți oameni este că ei, de fapt, își consumă atât de mult timp gândindu-se, proiectându-se prin ochii celorlalți. Acum, poate că, știi, într-un fel, vulnerabilitățile mele m-au și trezit. Atunci când eu am fost bolnavă, eu câștigam bani destul de bine. Probabil că o să repet lucruri pe care le-am mai spus altă dată, eu știu, în diferite alte contexte. Eu lucram în momentul în care am fost diagnosticată cu cancer, câștigam foarte bine, făceam cosmetică la familia Regală din Cuveit. Și câștigam bine, veneam acasă cu poșete, cu parfumuri, cu șofer, eram într-o fază de echilibru, lucram destul de puțin ca timp, dar și aveam nevoie, că banii ne-au ajutat foarte mult, dar atunci când a trebuit să iau pauză, după aceea eu am și spus, eu vreau să fac altceva. Și eu am făcut voluntariat la școli, adică simțeam că eu nu folosesc, de fapt, educația mea. Da, sunt etape în viață, știi, până la urmă. Iar chestia asta cu lucratul cosmeticiană, știu că era privit de prietene de ale mele de aici, drept un lucru care mă, eu știu, nu aș spune degradant, dar, eu știu, mult sub nivelul meu, pentru că, într-adevăr, era mai după Revoluție și toată lumea era pe joburi, cum să facă bani, să fie în poziții înalte. Pentru mine, poziția socială este ceva temporar, iar la noi nici măcar nu este relevantă. Pentru că multe poziții sociale nu sunt ocupate pe bune. Adică asta este părerea mea. Exact. Nu spune nimic despre tine faptul că ești într-o anumită poziție
real. Da, nu eu. Da, se poate să fie pentru sau că multe nu. Sunt conjuncturale, multe din lucrurile astea. Prinzi un tren, prinzi un culoar. Ei bine, mie mi se pare că marea provocare este să faci ceva atunci când nu ești, când ești doar tu, adică nu atașat unei personalități sau unei funcții. Când ești soția cuiva, fiica cuiva, eu știu, și nu, să fii, uite, așa ca mine, la 53 de ani, aterizată într-un oraș în care nu ești, din care ești plecată de 20 de ani, în care ești mort pe piața muncii, la propriu. Na, vii așa de niciunde, hodoronc-tronc, știi? Și la primul loc în care ai vrea să te duci, ești întrebată la telefon câți ani ai. Adică, asta e, câți ani ai. Deci nu, haideți să vedem cum vă prezentați, știi? Și, în fine, asta spuneam, lucram acolo și mi-am dat seama că vreau să fac altceva. Și am început să... m-am dus voluntar la școală, după aceea am devenit asistent de profesor, după aia am făcut un PGC și am devenit profesor, după aia chiar am înființat catedra împreună cu profesoara a cărei asistent am fost. Adică, eu acolo chiar mi-am confirmat și eu știu, am căpătat încredere că pot face lucruri eu, fără să fiu întrebată, fără să fiu soția soțului meu. Știi? Și asta stă un pic de încredere și de voință că să mergi mai departe și este de fapt recompensa, pentru că neplata în bani era compensată de respect, de încredere, de felul în care erai tratat și privit. Și toți avem nevoie, de fapt, de o motivație. Unii oameni sunt mai sensibili la bani. Eu sunt sensibilă la, la felul în care mă tratezi. Și legat de asta, nu știu dacă îmi permite timpul, aș preciza, când lucram eu la un salon, la o franțuzoaică, unde realmente eu am fost traumatizată acolo, și în fiecare seară ajungeam acasă și plângând. Și începeam să-i povestesc soțului meu ce am mai pățit, ce am mai făcut Caro și cum m-a jignit și cum, mă rog. Și spuneam, nu mai pot, nu mai pot. Și îmi spunea, Ofelia, mai îndur un pic până în vară, că știi că aveam nevoie de banii ăia, aveam nevoie de ei, eram, na, vai de noi. Și în mai, nu am mai putut la un moment dat. Adică, știi, și compromisul ăsta îl faci până... La un moment dat el mi-a spus, știi ceva? Ne oprim, iei salariul ăsta acum și stop. Pentru că te distrugi și ne distrugem. Sunt luni de zile de când noi vorbim doar despre Carol, noi nu mai avem viață. Eu nu-l mai întrebam. Atât mi-a spus, Ofelia, tu nu m-ai mai întrebat, dar tu ce-ai mai făcut? Știi? Și... pentru că nu întâmplător spun lucrul ăsta, pentru că banii îți aduc poate ce ai nevoie într-un moment, dar trebuie să știi când să spui stop, știi? Și că de fapt nu doar banii sunt totul. Și de acolo încolo viața mea, știi, s-a schimbat. Eu trăiesc foarte chivernisit și cumpătat. Eu aseară îi povesteam unui vecin care este medic și m-a întrebat, eu știu, așa cam cum a fost Dubaiul, și nu i-a venit să creadă când i-am spus suma totală cu avion, cu tot. Chiar nu i-a crezut. Iar nu sunt un om care să bea apă și să mănânce un covrig. Adică am căpătat echilibrul ăsta, dar asta am căpătat-o pentru că am trecut prin toate, știi, și prin un abuz la locul de muncă și prin umilințe și prin toate am trecut, știi? Despre orice vorbim, zic, am fost acolo, am făcut asta, știi? Cam, da, și atunci depinde de tine cum, știi cum e, durerea ți se dă, suferința e alegerea ta, mai departe. Dacă nu mai stăm și ne lamentăm și nimeni nu se rezolvă situația, te mângâi pe un umăr și n-o bun, știi? În cel mai fericit caz nu o să spună, hai că iar ne plângem. Dar cei mai mulți oameni asta aleg să facă. În loc să se tragă de umeri din nisipurile mișcătoare. Eu asta am făcut acum când am plecat la Dubai. Ceva trebuie să fac, că o iau razna.
cad și na, și eu n-am voie să cad. Eu dacă o să cad, ce fac? Știi? Că n-am pe cine delega. Tu ești piciorul tău de sprijin. Desigur. În orice situație. Da, exact, știi? Și trebuie să am grijă de mine. Știi? Este de fapt un soi de disperare, hai să zice, a omului care nu are altă alternativă decât să fie bine, să se descurce. Asta e, știi? Și cred că de aici, poate fără vulnerabilitățile alea și fără bușiturile alea... Nu e mai fost Ofelia de azi. Știi, mă uit la ultimii ani, ultimii ani din 2012 încoace, când a luat-o, din 2011, ultimii 10 ani în care viața mea a luat-o razna și spun, măi, practic eu, păi noi, eu am luat totul de la zero. Zero, zero. Adică schimba țară, climă, casă. Știi, dar așa într-o fracțiune de secundă, pentru că ești într-un loc, ești la școală, ești la serviciu și îți moare omul în brațe. Cu niște planuri, cu niște proiecte de viitor în care te gândești cum o să fie, ce o să faceți. Și brusc se termină, știi? Și trebuie să iei decizii și trebuie să te frământi. Oare am luat și decizii proaste. Am luat câteva decizii proaste de când am venit, care țin de siguranța mea. Dar cred că am luat decizii bune în mare măsură. Puteam, dar sunt tot alegeri. Viața noastră ține de alegerile pe care le facem, știi? Adică puteam să stau numai să mă plimb pe la Dubai. Asta după ce am depășit faza prin care mi se spunea să-mi refac viața și în care eu brusc mă enervam și spuneam că repetam la nesfârșit că viața mea nu este distrusă ca să o refac. Viața mea este amputată, este cu totul altceva. Vieți distruse, eu văd multe în jurul meu. Sunt vieți distruse la oameni care... aparent, probabil că ei își imaginează că sunt realizați și că au tot ce vor. Și nu, că văd, știi? Viața mea este o viață tihnită, cumva, și cred că am ajuns la punctul la care îmi pot permite luxul și chiar îl numesc lux. Luxul nu este legat la mine de obiecte costisitoare, să nu rămân acolo unde nu mai pot zâmbi. Cred că îmi datorez asta. Pentru că am plâns tare mult. Perioada imediat următoare, cum ai reușit să îți găsești puterea? Următoare, pentru că, când a murit gelul? Da, pentru că cred că toți am trecut prin momente de pierderi și mulți poate chiar nu reușim să trecem după mulți ani. Cum ai reușit tu să faci față? Ți-a fost cineva alături în mod... nu știu, tot timpul, sau ai apelat la un specialist, sau la prieteni, sau... Eu știu, și acum nu o să devin patetică și să spun că, eu știu, dramele mele sunt cele mai drame. Eu știu că nu sunt singura femeie în care a murit soțul, nu sunt singura femeie, eu știu, care a rămas văduvă la vârsta aceea, dar situația mea este un pic diferită față de altele, pentru că eu am prietene care le-au murit soții, dar ele au rămas în aceeași casă, mergeau la același serviciu, adică la mine a fost conjunctura că eram într-o țară străină, noi nu aveam copii, un cuplu fără copii evoluează altfel decât un cuplu cu copii. Exact. Care tu știi ce ai făcut azi cu școala, cu aia, dacă ai mâncat, hai, trebuie să-i cumpărăm rechizite, trebuie să luăm, știi, și mai trece o zi, adică foarte mult din timpul împreună al unui cuplu se duce în subiectul copil. Ori când nu ai copii și ești într-o țară străină, de fapt doar pe celălalt l-ai, atât. Că restul sunt pe acolo, nu ai familie, nu ai rude, nu ai nimic, sunt prietenii pasageri, că acolo e o țară de expați, în cuveit, lumea vine, pleacă, nu se leagă, eu știu, prietenii de durată. Chiar se leagă stat aproape 20 de ani. Am stat mult acolo, da, am stat 19 ani și
De-aia spun că rămâi trăsnit, mai ales că viața noastră era deja schimbată, așa, prin faptul că el făcea dializă, eu munceam pe dializă, adică acolo totul e pe bani. Eu știu că așa sună frumos, mamă, au stat în străinătate, ăștia nu mai pot de bine, există. Nu. Noi am stat acolo ca să nu fim asistați sociale ai statului. Aici, în țară? Păi aici asta am fi fost, pentru că el era persoană cu handicap și un soțitor și stăteam acasă la o pensie, oameni de până în 50 de ani. Și ce să faci cu viața ta? Să stai așa și să aștepți pensia aia la sfârșit de lună? Și nu cred că era o viață. El avea un serviciu în care a putut să... Soțul meu a murit în weekend, adică el a fost la muncă până în ultimul moment. Viața noastră se ducea în mod normal și noi am ales să trăim în felul ăsta, să fim activi, chiar dacă o mulțime de lucruri nu le puteam face, dar făceam o mulțime de alte lucruri. Ori să fii activ și să fii util, să ai sentimentul că faci ceva cu tine, asta de fapt te ține. Eu alunec și de aia cred că eram așa pe picior de cădere atunci când nu am proiect, când nu am... Și nu că evenimente neapărat, că ce te duci la un eveniment, faci poze și... Nu am un proiect, ceva pe care să mă canalizez. Atunci este de fapt cel mai greu. Pentru că la un moment dat, dincolo de bani, nu știu cum funcționează alții, eu, la mine banul nu-i totul, adică eu cunosc oameni care au doar bani. Iar eu cred că viața mea e mai bogată decât a lor, în condițiile în care eu trebuie să fiu foarte atentă, pentru că eu nu produc bani. Nu produc bani, nu sunt nici pensionar, eu nu produc. Eu trăiesc așa, din ce am adunat, din ce am. Da, trăiești. Asta e ideea. Exact, dar am ales să trăiesc și nu mă lamentez și tot timpul, știi, găsesc o soluție, mai avem o situație, hai să vedem cum o gestionăm. Că dacă mă trag cu mâinile de cap, nu se întâmplă nimic. Mai ales că eu nu sunt dispusă nici să mă mărit, nici să... Adică nu mă interesează chestia asta pentru siguranța mea financiară. Nu mă interesează. Eu am trăit cu soțul meu o viață întreagă, punct. Iar atunci mi-a fost, în primul moment, în prima perioadă, eu am fost trăsnită, de fapt. Eu acum plâng, eu atunci nu plângeam, că nici nu cred că eram... Cred că eram blocat, într-un soi de blocaj. În care funcționam și făceam lucrurile pe care le faci ca să trăiești și am mers la școală încă un an. Eu am venit în vară, m-am mutat, dar încă un an eu am plecat la școală. Pentru că școala era singurul punct de stabilitate și era singurul domeniu al vieții mele, singura latură de care nu trebuia să mă ocup, adică era acolo, știi? În rest trebuia să mă gândesc ce fac cu aia, ce fac cu aia, ce fac cu aia, totul trebuia să gândesc. Dar acolo era, aveam un job, știam că am o reputație bună, că nu se pun probleme. Eu trebuia doar să decid dacă mai stau, știi? Am avut zile în care mi-a părut rău că n-am mai stat. Am avut multe zile în care mi-a părut rău și a început să-mi pară rău, știi, când aici am tot încercat să fac lucruri și mi-am dat seama că e greu să le fac, știi? Poate că acum ar fi altfel situația. Atunci când am venit, încă era greu să scoți oamenii din rutină. Incomodam. Pur și simplu incomodam, pentru că puneam un standard, știi? Iar argumentele astea pe care noi avem tendința de a le găsi, eu știu că la noi nu se poate, vorbim de școli acum, nu se poate aia, nu se poate, se poate. Se poate, pentru că eu veneam tot dintr-un sistem privat, veneam... Se poate, dar știi ce o să zic acum? Că de fapt nu copiii sunt problema, ci adulții. Eu am lucrat foarte mult cu părinții. Asta discutam în emisiunea data trecută, că am vorbit despre educația sexuală și spuneam că de fapt ar trebui de la părinți plecat, pentru că ei sunt cei care pun bariera pentru copii. Noi ne punem amprenta, că de aia, când vorbim despre educație, noi vorbim despre școală, dar nu e școala, e un triunghi, știi, este familia, școala, copilul și de fapt și de drept
familia, nu doar părinții. Știi? Și de fapt fiecare continuă ce a făcut celălalt și îl dăm pe obiectul ăsta al muncii care se cheamă copilul de la unul la altul. Uite, eu am făcut asta, tu continuă aia, știi? Nu. A, păi am plătit taxă să facă, să... Nu, nu e așa. Și îl trimiți în vacanță și după aia o iei de la capăt cu muncă. Adică e un proces continuu. Și apropo de asta, nu știu dacă cred că o debaghez așa pe alte, dar mă aduci, te rog, la linia dorită, la direcția bună. Citeam chiar astăzi undeva ce părere avea cineva despre lumea, despre educația online, despre școala online. Și am fost tentată să scriu, știi, școala online poate să meargă, educația online nu. Pentru că școala e una, educația e alta. Exact. Școala, zona e academic, mă rog, să faci matematica, română, asta o temă, dai aia, aia poate poți să o desfășori, știi? Dar mai departe nu, pentru că educația înseamnă tot, înseamnă și joacă aia în, așa, și să-și strângă în clasă, după ei, înseamnă foarte multe lucruri, știi? Na, mă rog. Da, aici deja ajungem în... Mama ta a fost învățătoare. Da, da. Deci știi foarte bine cum e să ai și mama să-ți fie și mamă și învățătoare. Cum a fost pentru tine? Ai simțit o presiune? Da, da. Ca dovadă că în clasa 4 am și plecat de la ea din clasă. Adică și-a dat seama că nu e bine, pentru că mă priva de mult ajutor. Practic eu nu mai aveam și o mamă. Aveam numai o învățătoare. Știi? Mm-hmm. Nu mai aveam și o mamă acasă. Veșnic mi se spunea, dar n-ai fost în clasă? Dă aia care n-au o învățătoare acasă, ce fac? Și ne-am dat, dar tu ești mama! Și da, unde-i mama mea? Știi? Pentru că era atât de exigentă la clasă încât transfera lucrul ăsta. Iar eu eram și un copil ca ceilalți, știi? Și în clasa a patra m-am mutat, nu? Și chiar la școala unde urma să fac și gimnaziu, care era și mai aproape de casa, de apartamentul în care locuiam. Și da, de acolo încolo am fost rachetă, na, că singurul avantaj a fost faptul că nu întârziam la oră. Știi, cum mergeam cu mama la școală și până intra ea în cancelar și își lua catalogul, eu ajungeam la copii și dar eu nu am intrat niciodată pe poarta profesorilor. Unde crezi câte consilii profesorale am făcut eu acolo în cancelarie, îți dai seama cât am fost copil în momentul în care am devenit elevă. Adică așa a fost regimul meu. Dar am prins vremurile alea în care eu o vedeam pe mama făcând material didactic acasă, muncim foarte mult, știi, și da, probabil că m-a amprentat și lucrul ăsta, pentru că eu, ca profesor, mi-a venit foarte ușor, știi? Eram organizată, aveam niște... Cât de mult te-a influențat ea în parcursul acesta? Că până la urmă ți-ai urmat chemarea de a face educație, uite, și încuveit, dar și acum, pentru că faci educație pe blogul tău, Ascofelia. Deci, până la urmă, nu te-ai dezis de mama ta. Și ce vreau să-ți mai spun este că o admir foarte mult pe mama ta. Ai pus o poză cu ea și este atât de elegantă și senzațională și atunci mi-am zis, este și genetica aici, la Ofelia. Probabil că este un soi, când crești în felul ăsta, știi, văzând că are grijă, eu n-am văzut-o pe mama să plece, să ducă gunoiul în capot, știi? Nu l-am văzut pe era tata. Era cu o fată și atunci. Păi, Mada asta a fost antologică, cred că am mai povestit-o eu când... În clasă la mama era băiețelul, a fost și băiatul și fata inspectorului, așa, și l-a întrebat pe băiat, ce-ai făcut azi la școală? Și copilul a zis, că el nu venea în inspecție la mama, că mă avea acasă în fiecare zi raportul. Și a zis, astăzi doamna nu era cu a fată, adică el cu asta a venit acasă. Că doamna nu... Deci, odată, de fapt, vezi, asta te reprezintă. Știi? Pentru că era dechisită, știi? Și doamna nu era cu a fata azi. Asta era a sărit cum într-o zi, eu știu, mă vezi pe mine, pai, de mine, Ofelia în curtea blocului, în, știi, duc în gunoi. E ceva diferit, știi? Na, de felul în care ești. Și probabil că mi s-a imprimat un pic felul ăsta de a fi. Și mi s-a întâmplat și în cuveit. Când mi-a venit o vecină, abia ne mutaserăm în un loc nou
Și a venit și zice, a, sorry, hai că te las că pleci în oraș. Zic, nu, nu plec în oraș, păi ești îmbrăcată. Zic, nu, așa stau eu în casă. Acum nu-ți imaginezi că eram în pantofi cu tocuri sau... Dar parfum sigur aveai. Întotdeauna, dar nu asta, eu mereu spun și am mai spus-o și am trecut în pandemie, că am mai vorbit pe la radio ce face, mai aia și am spus, eu stau în casă astfel încât, dacă pe mine mă sună acum un curier, un vecin, se întâmplă ceva, ferească Dumnezeu, trebuie să ies, eu nu trebuie să mă urmă, zic, aoleu, stai că n-am, știi, să mă îmbrac, stai că nu spălată pe dinți, stai că n-am desur. Nu am nevoie. Adică am un tricou, trebuie să fiu decentă, dar eu cu mine trec așa pe lângă oglindă, la ce mod? Măcar să vezi, da, sunt Ofelia. Da, eu cu mine, nu? Adică asta e pentru situații de față. Îți bate un vecin în ușă că are o urgență sau greșește cineva ușa. Așteaptă, nu pot să deschid, că asta mie mi se întâmplă doar dacă sunt în prosop din duș. Atât, aia durează câteva minute. În rest... Na. Sunt curioasă cum l-ai cunoscut pe soțul tău. Pentru că eu te văd că și acum ești se simte iubirea pentru el și cred că ați avut o relație foarte, foarte frumoasă și la început a fost dragoste la prima vedere. Cum a fost? O să râzi. Eu eram candidată să fiu nemărit, fată bătrână, știi că pe vremea mea toată lumea era căsătorită din facultate, știi? Soțul meu era inginer, terminase facultatea. Mie îmi mersese vestea prin facultate că, mă rog, ori, pentru că eu eram, de fapt, foarte speriat. Eu am fost un inginer slab. Pe mine facultatea de inginerie m-a cam chinuit, așa, adică nu era ceva care să mi se potrivească foarte bine. Eu am o latură tehnică și pragmatică, dar nu... Mie mi-ar fi prit așa un design, o arhitectură, altceva. Dar cum ai dat la inginerie? Sau păi am mai dat la inginerie pentru că voiam să plec într-un oraș mare în care să am teatru. Deci așa, ori pe vremea aia, cu facultățile astea, aveai șanse să iei repartiție, să lua repartiție într-un oraș mare. Și asta era, că eu nu făceam meditații, nu eram de medicină, era exclus de drept și eu știu ce mai era, nu aveam, astea trebuia o meditație, era o facultate la care s-ar fi intrat foarte greu. Și voiam să plec, cam așa am ajuns și eu eram foarte speriată pentru că știam că sunt student așa de 7, știi, care se chinuia. Și eram foarte complexată, știi, iar colegii, pentru că arăt, eu știu, mă prezentam într-un fel așa în care mă îmbrăcam, aveam impresia fie că am pe cineva, pentru că eu n-am intrat, am terminat facultatea fără să merg la discotecă. Deci eu nu mi-am trăit studenția, să știi. Și ei aveau probabil impresia că eu sunt ori arogantă, bine, o parte mă credeau prostuță, o parte mă credeau arogantă, o parte credeau că sunt combinată cu, eu știu, mai mari, nu cu studenți, știi? Și eu eram la mama la Ticuci, adică plecam acasă cu trenul, asta făceam, știi? În timp ce ceilalți se distrau. Și terminam facultatea, eram urma repartiția, știi? Păi și l-am întâlnit pe genul, mi l-a prezentat o prietenă, adică am fost de ea, da. El s-a îndrăgostit de mine la prima vedere. El mi-a spus Maia că a așteptat mult ca să mai treacă așa o săptămână ca să nu fie caragios că și suspect, știi? Da, și că i-am spus mamei că și m-am mărit, mama m-a întrebat. Deci mama m-a întrebat, mama bea? Și zic, da, nu mă întreb, știu, e frumos, e înalt, e deștept, e mare, e școală. Zice, nu, că doar tu trăiești cu el, să nu dea. În rest, treaba ta ce ți-ai, știi? Că dacă bea, se schimbă situația în casă, știi? Da, și a zice, vezi că eu, păi, da, eu iau vacanță, colegii mei pleacă în vacanță, eu n-am pe cine să aduc la cum e acum, ori acum, ori la toamnă, adică deja fixam data căsătorii, cam asta a fost. Și a fost după cât, pe o lună, două, cât? Da, rapid, am făcut, și că am făcut după aia, dacă tot mă măritam, am făcut cununia cumva și înainte de repartiții, că a zis, poate, cine știe, n-avea cum să mă ajute la mediu, na, fiind căsătorită, era un avantaj la repartiții, dar nu m-am măritat pentru repartiții, dar a fost așa, nu știu, cred că era...
un soi de îmi plăcea foarte mult pe mine la gelul m-a fascinat. Gelul pentru mine era o tihnă, știi, un reazem, ceva pe care în care puteți știi să te odihnești. Exact, pentru că eu sunt agitată. Noi dacă am fi fost amândoi ca mine sau amândoi ca el, deci eu îl mobilizam pe el, iar el mă tempera pe mine, știi? Eu sunt aia mai efervescentă și cu inițiativă, știi? Și, adică dacă era după mine, cred că până acum am fi avut contracte pe jumătate de glob, știi? El m-a ținut numai încuveit, știi? Și, așa mai în zonă de confort așa era, știi? Da. Cam așa n-a fost, dar da, am construit foarte mult la relația asta. Adică eu cred foarte mult în a repara, nu știi, tot timpul iau ceva nou. Hai să vedem cum facem, știi? Și nu a fost nimic insurmontabil. Și... Vreau să te întreb acum de programul tău de mentorat. Îmi place foarte mult cum sună asta. De pe Ask Ophelia. Cum ai început? Sau cum ți-ai dat seama că este nevoie de așa ceva pe zona asta? Blogul meu a fost o supapă în momentul în care am plecat de la școală și am decis, era deja a treia școală la care mersisem și mi-am zis, gata, cred că pot fi mai utilă mergând pe drumul meu. Și a fost un cadou al unor prietene și mi l-am pregătit exact de ziua mea l-am făcut, pentru că știam cum funcționez, că o să vină toamna, că o să mă ia gândurile iarăși că începe școala, eu nu, pentru că la mine anii, nu doar cei școlari, anii mei se măsoară în an școlar, cumva încep toamna. Pentru că toamna plecam, la sfârșitul lui august plecam înapoi la serviciu, peste vară eram în vacanță și cumva ciclurile mele de funcționare încep din toamna până în vară. Așa, și toamna mă ia, de aia mai și plec toamna, știi, că mă ia panica, știi, zic, aoleu, iar n-avem ceva, hai, știi, să nu cad. Ei, și am început acolo, am spus, am o supapă și am început să povestesc. Eu nu dau lecții, știi, de fapt. Eu nu spun fa așa, fa așa, eu povestesc cum am făcut eu într-o situație. Și am avut surpriza plăcută să văd că foarte mulți oameni se regăseau în acest normal al meu, în care nu dau lecții, nu emit judecăți de valoare. Deci, în momentul în care vrei să mă combați, eu spun, pace, eu povestesc ce am făcut eu, nu spun ce trebuie să faci tu. Și cum am constatat, sau nu doar cum am făcut eu, cum am văzut la alții. Pentru că eu povestesc despre unii oameni, despre situații de viață pe care le-am găsit, despre, eu știu cum, așa cum astăzi am povestit despre Dubai, nu despre unde m-am plimbat eu în Dubai, pe zile unde am fost, ci despre cum se poate trăi și în pandemie în niște condiții normale, cât de cât. Adică cu mască, dar nu putem să ne oprim. Și hai să vedem în orice situație, în orice criză, cum găsesc o ieșire. Eu, de fapt, asta tot fac, știi? Sau ce ai de făcut azi? Unde te duci azi? Cu cine te întâlnești? Hai să vedem. Și de acolo încolo încep. Și îți pregătești în cap, așa cum îți faci un plan de lecție, de fapt, nu? Cum, asta, iarăși mă întorc la școală. Ori asta cred că am făcut-o, eu asta le povestesc, că uneori mai intru cu studenții, am mai intrat pe Zoom în anul ăsta, iar asta pentru mine este o bucurie și o onoare extraordinară. Asta este, de fapt și de drept, dacă noi ne-am pune întrebări și am analizat în permanență ce am de făcut, ce am pentru planul ăsta, îmi doresc un lucru, da? Ce am și ce mi-ar mai trebui, da? Și ce-i de făcut? Fac și după aia fac și evaluare. Eu asta am făcut cu toți copiii, cu clasele la școală. De fapt, sunt etapele unui proces tehnologic ăsta. Brainstorming, mind map, ce am nevoie, ce am deja consumabile și exact asta o faci și când faci mâncare, orice, ce am, fac, ce am nevoie.
aia n-am, hai să vedem, în situația asta nu am timp, hai să... Deci ideea asta de a-ți pune întrebări și de a te organiza, de fapt, o extrapolezi la tot ce ai de făcut. Și, na, contrar, eu știu, asta e de fapt surpriza vieții și una din marile mele satisfacții, poate, și poate că așa am și măsor succesul, este atunci când primesc, deci am început să primesc mesaje de la foști colegi de facultate în care spun, mai sunt așa de mândru că ne-am cunoscut și le mai și spun, atât de mult, voi nu știți cât mi-am dorit ca voi să fiți mândri de mine atunci, știi? Dar asta cumva este e satisfacția mea de acum, zic, mă, am făcut ceva, știi? Și mai este ceva, Florina, în momentul în care nu ai, și noi toți avem nevoie să ne și confirmăm și să fim utili. Eu nu am copii, eu nu mai am niciun soț. Eu, ideea de a transmite mai departe și de a impacta și de a lăsa ceva este foarte mare, că toți o avem. Iar atunci când eu primesc mesaje și îmi dau seama că, uite, asta am învățat de la tine, zic, mă, uite că fac ceva, știi? Știu da. Că ți-au scris. Și nu numai asta. Vai, primesc niște feedback-uri. Oh, dar succesul meu mai mare este la tineri decât la persoane de vârsta mea, să știi. Mi-am dat seama că pe cei de vârsta mea, pe mulți, pe unii dintre ei, chiar îi incomun... Cred că îi jenează faptul că știu că eu par cumva extravagantă, dar nu știu, mie am început să mă învăț cu acest anormal al meu, ei au început să renunțe să mă mai aducă pe calea aia dreaptă a lor, știi? În care eu am venit și eu am frigiderul și eu nu fac nicio problemă, adică știi, eu trăiesc pentru altceva, știi? Că așa ca să supraviețuim și să știi, ușor, știi? Cu, să mă preocupe numai problema mâncării, eu trebuie să am grijă să am facturile plătite, întreținerea, dar vezi, viața asta nu e chiar atât de e mai complicată mult de atât. Pe cum o facem noi, știi? Și eu văd oameni care pun mai mare preț să se dea jos de nu știu ce mașină, dar poate nu și-au plătit întreținerea. Vezi? La mine, viața mea este cam pe... Nu e acolo, nu e nici aici, e aici. Dar ea are o coerență, știi? Adică eu începând cu săpunul din baie, cu facturile, cu felul în care ies, în care mănânc, în care trăiesc, unde mă duc, locul în care mă duc, ele sunt tot cam pe acolo, știi? În plaja aia, știi? Nu am fluctuații, știi, mari. Și asta, această constanță, poate că îmi dă liniștea asta, știi? În ce-ți găsești tu puterea dimineața când te trezești? Mai puterea mi-o găsesc toți în oameni, să știi că mi-o găsesc. Și în oamenii poate că sună bizar. În oamenii străini. Adică în cei care văd că se uită într-un fel la mine și așteaptă ceva poate de la mine. Adică cred că pentru aia pot face ceva, știi, și pot ajuta. Nu mă scol așa cu vise să dărâm lumea, ci măi, am în schimb treaba asta, să nu gândesc rău. Dom'le, mai bine mă culc, dau drumul la televizor, plec pe stradă, decât pe mine nu mă mai preocupă oamenii, îmi spun sincer. Eu îmi dau seama că dacă eu mă gândesc la un om și aici în stomac mă irit, înseamnă că acolo este ceva toxic și eu trebuie să stau la distanță. Este forma mea de protecție. Și poate că la fel, poate că nu-i bine, poate sună lașitate, dar pur și simplu nu mai am energie și nervi să mai fac educație, de aia elementare, cu răutate. Oamenii ar trebui să-și rezolve problemele lor. Pentru că eu nu mai pot duce hate și de fapt și de drept pentru o perioadă eu am fost ceea ce se poate numi the perfect pleaser. Deci eu eram cea care trebuia să fiu pe placul tuturor, să am grijă ca să fac așa cum vor toți ceilalți, să zâmbești tuturor mereu în detrimentul meu. Știi?
Și atunci când, iar anul trecut chiar mi-a pus capac, am mai avut niște perioade de astea, am avut o perioadă în care, eu știu, prieteni care realmente la modul propriu au mâncat din mâinile astea, așa, pe care eu nu i-am mai văzut la mormântarea soțului meu, și atunci a fost un prag foarte greu, pentru că în momentul ăla n-a fost faptul că nu mă mai căutau, cunoșteau, sau poate că s-au gândit că eu știu, să nu mă care ca pe o povară, știi, că trebuie să o ajutăm pe asta acum că e singură. Dar nu asta, m-au lovit în încrederea mea de sine, pentru că am spus, înseamnă că eu, că ei au considerat că eu sunt doar soția lui Gelu, că eu de fapt nu merit, nu sunt un, și eu un om cu toate ale lui, știi? Și atunci mi-a luat foarte mult să mă redresez. Iar acum, anul trecut a fost încă un an cam la fel ca atunci, în care niște oameni pe care am creditat cu foarte multă, dar nu cu încredere, care îmi cunoșteau foarte multe vulnerabilități și foarte multe lucruri foarte personale, m-au trădat și m-am simțit dezbrăcat în piața publică, știi? Ăla a fost un prag foarte, foarte greu de trecut și m-am retras foarte tare peste iarnă și peste în anul trecut. Dar da, știu că am vorbit la un moment dat, da, și mi-ai spus, da, că te-ai retras, da, dar pe social media cum vezi treaba asta? Te-ai simțit judecată? M-am simțit hărțuită. Hărțuită în sensul că știi când te simți pândit și că ai foarte mulți urmăritori și ai altceva. Pentru că nu, este vorba despre cei care te cunosc, te pândesc și știu și de fapt și tu ești un subiect de hate și ar trebui să lucrez mult la treaba asta ca să-mi dau seama că am fost tentată să ripostez, dar am spus nu. Cred că cea mai tare armă este de fapt tăcerea, știi? Prin tăcere și prin indiferență cred că asta este o armă mai puternică decât a fi vocal, decât exact a argumenta, pentru că cu oamenii nu ai ce să argumentezi. Nu ai ce, pentru că ura nu are argumente. Oricum, și pandemia asta a scos tot ce este mai rău în oameni. Mie așa mi se pare. Da, și mie. Adică, mie mi se pare exagerat și prea frumos să spui că, vai de mine, că ne-a făcut bun. Nu. Pe cei buni i-a făcut bun, pe cei răi i-a făcut și mai răi. Clar. Mai avem doar câteva minuțele și am ajuns la rubrica de final. Cele 10 întrebări despre viață. Rapid. Ia să vedem. Curajul de a fi femeie înseamnă pentru mine? Curajul de a fi femeie. Mă, de a fi elegantă. Nu știu, e primul lucru care îmi vine în cap. Admir cel mai mult la un om? Mă, admir cel mai mult la, cred că lumina, știi? Femeia care m-a inspirat este? În tinerețe sau acum? Că eu sunt o femeie bătrână. Nu contează, în copilărie. Na, în copilărie ar putea fi mama și ca adult Rachel, profesoara mea din cuveit. Eleganța pentru mine înseamnă? Înseamnă elegance is an attitude, ceea ce scrii și pe blogul meu. Dacă aș scrie o carte despre mine, ar avea titlul? Am spus, ar avea titlul Kintsugi. Este arta japoneză care lipește cioburile, reface vasele cu aur. Și de fapt rezultă un vas care este lipit din bucăți, care a fost făcut praf și care este și mai valoros reparat. Wow! Da. Ce-mi place ideea asta! Cartea care m-a marcat este? Zic cu flori pentru Algernon. Doamne, nu să. Da, flori pentru Algernon, da, și da, eu am citit vreo, trei ani. Iar și în Forrest Gump, iarăși mi-a plăcut foarte mult, m-a impactat. Dacă aș putea să mă întorc în timp, aș vrea să trăiesc în perioada? Măi, aș vrea să trăiesc în perioada, în anii ăia dintre războaie, cred. Eu cred că sunt un pic mai
clasică, știi? Uh-huh. Te-aș vedea acolo, în Interbelic. Da, mă văd prin Interbelic. Că dacă spun anii 60, știi, în 60 sunt născută, știi, dar, da, adică să fiu un anii 60, eventual, adult, dar nu, nu, mai în spate, uh-huh. mai în spate. Dacă te-ai întâlnit cu tine, fetiță fiind, ce ți-ai spune? Dacă mai cred că mi-aș spune curaj. Dacă nu m-aș fi născut în România și nu aș fi trăit nici în cuvei 20 de ani, mi-ar fi plăcut să trăiesc în Franța. Te văd și pe... Da, și în Paris. Așa, da, da. Pentru mine... în sudul Franței, cred că, mm-hmm. mai degrabă. Pentru mine iubirea înseamnă? Iubirea pentru mine înseamnă echilibru. Am ajuns la final, dar vreau să ne mai spui câteva gânduri pentru femeile care ne urmăresc. Eu cred că femeile sunt cele care conduc lumea, de fapt. Asta cred. Și nu sunt o feministă din aceea uh-huh. convinsă. Chiar nu. Dar cred că, de fapt, în noi stă puterea de a avea grijă și de bărbații noștri și de copiii noștri și de a-i influența, știi, și de a-i face ca lumea asta să fie una mai bună. Asta este credința mea. Asta e credința mea cu care... Îți mulțumesc okay. foarte mult, drag Ofelia. Și eu ești un om atât de luminos. Și, nu știu, deja mă simt că am ce povesti. Ai când mă duc acasă. Să plâng acum de emoții. Da, ești o femeie extraordinară și chiar când o să fiu mare, mi-ar plăcea așa să fiu ca tine. Și să știi că am auzit multe femei care spun asta. Serios? Nu sunt singura. Vai, mulțumesc, chiar să mi le zici da. Și mă bucur că face bine la self-esteem acolo. Da, da. Face bine la sufletele, da. Îți mulțumesc încă o dată și mulțumesc abia aștept să mai povestim. Sărbători fericite pentru că urmează Paștele. Și, e greu la sărbători. Da. Și oricum, dacă mai ai de povestit, cu siguranță mai avem de povestit, pentru că noi am spus că vom discuta mult mai mult, da, dar 50 minute sunt puține. Teme de educație, de orice. Da, da. Mai, așa. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc din suflet. Toate cele bune. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Sper că a fost inspirațională povestea Ofeliei. Până data viitoare, aveți grijă de voi și sărbători fericite!